este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpina și-ți dă binețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic. Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căi zaiber oltenesc fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean. Toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului. Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori și ascultători, la o nouă întâlnire aici pe posturile dumneavoastră de radio și TV favorite. De această dată, în fața dumneavoastră, vine unul dintre cei mai apreciați primari, care în ghidul primăriilor pe 2018 se află în top 5, domnul Ion Ciocea, primarul de la Gorj, al comunei Bustuchin, căruia îi mulțumim pentru prezență, unul dintre competitorii în alegerile parlamentare din România din 2016, care ca și independent a obținut cel mai mare număr de voturi pe țară. Vă mulțumim că ați venit, domnule primar, și să spunem că dumneavoastră ați ales ca și politician cu experiență, mai bine de un sfert de veac de când faceți politică, să susțineți ALDE Gorj, ALDE România. În primul rând, vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați spus, pentru laude și, până la urmă, sunt rezultate. Pentru realități. Sunt realități. Pe această care vreau să le mulțumesc și eu, pentru că revin după 2 ani, am mai avut o emisiune mai săptămâna trecută, vin după 2 ani în mass media, că așa m-am hotărât și eu, vă mulțumesc și dumneavoastră, la toți moderatorii, la toate televiziunile, radiourile. Ați ales o pauză bine meritată. Pentru că am vrut să am o pauză, pentru că am suferit, nu a fost ușor, suferința și lovitura din 2016, când asta este, când copilul își alungă părintele, cum e vorba. Am luat un rezultat extraordinar de bun și le mulțumesc la toți care m-au votat și la cei care nu m-au votat, le mulțumesc gorjenilor. Am venit astăzi aici, bine a spus, ca un susținător, nu am carnet de membru de partid. Am venit în urma discuției pe care am avut-o cu președintele Tăriceanu, cu echipa dumnealui la București, înainte de Crăciun, când m-a chemat și mi-a propus să intru într-o echipă, în echipa ALDE Gorj, la care am spus că nu sunt pregătit, nu sunt potent financiar, aici trebuie ca președinte, trebuie să ai cu ce să joci, trebuie să te poți mișca. Mă bucur că a avut orientare către domnul Ion Iordache, fost primar, actualmente eu îl consider un om de afaceri, până la urmă, extraordinar la gândindu-mă la locurile de muncă care le-a creat în Turceni, la ce a făcut acolo în Turceni, câte impozite lasă societatea lui în orașul Turceni. Și mă bucur că am avut puterea asta să intru din nou, să mă apropii de viața politică și asta pot să vă spun și o afirm cu tărie că văzând cine conduce astăzi partidul meu, unde eu am muncit și l-am ridicat, că până la urmă nu m-ar interesa cine conduce, faptul că nu mă respectă, faptul pentru că vin oameni care au avut bani, care au făcut bani, care și te ia și te aruncă, știți cum e, te pune la coșul de gunoi. Asta este durerea mea și asta m-a făcut să vin să le spun gorjenilor că trebuie să uităm de acei oameni care promit, de acei oameni care încearcă să ne mintă și, bineînțeles, dacă m-am mințit pe mine, vă dați seama că ce să mai spunem de acei oameni cu probleme, acei oameni care ajung foarte rar la un sediu de partid, la un președinte, că este momentul să gândim cu inima, cu sufletul și, având discuții cu președintele ALDE, cu domnul Tăriceanu, chiar la câteva întrebări mi-a răspuns atât de clar și de corect, spunând că ar face multe lucruri bune, numai că, așa cum spunea și astăzi la o televiziune, e vorba de purec și de cămilă. Dânsul spunea, am fost nevoit să vin lângă PSD pentru a asigura românilor o guvernare liniștită. E, în rest, mai mult, ei nu pot să facă, e adevărat că au participat la mărirea pensiilor, salariilor, indemnizațiilor, etc. Dar că și multe acte normative, spunând dumnealui, pleacă din coaliție într-un mod,
într-o formă, iar când ești la tipar, o altă formă. Dar asta este, cred că ce trebuie să le spunem la oamenii de bine și oamenii care stau stăpân pe ei, care sunt verticali, că trebuie să se ridice, să se ridice în picioare și mă bucur că dați voie să spun lucruri pe nume. Chiar apreciez, azi de dimineață la mine în birou a venit un băiat de la PNL și îmi spunea, dom'le, ce a făcut domnul Romanescu în ședința unde a avut ei întâlnirea zilele astea, nu știu când, când i-a spus lui domnul Orban și lui Vâlceanu, le-a spus pe față, unde era și Rareș Bogdan și toată conducerea de la București, le-a spus lucrurilor pe față vis-a-vis de aranjamentele care se fac între cei care conduc partidele. Este foarte bine și îl felicit pe Romanescu. Iată că încep ca mine, ca Firea și alții, iată ca Ivan, Cătălin, de la ce partid este acolo, dar e de felicitat. Adică mi-aș dori ca asemenea oameni să ne unim și să fim într-un, poate și într-un partid ar fi bine și ca să-i aruncăm noi pe acești oameni ca măsările stricate sau să-i aruncăm la coșul de gunoi, pentru că ei nu vin decât și ocupă funcții cu bani și vin că interesează locurile 1, 2 în alegerile parlamentare și așa mai departe. Cum v-ați hotărât să faceți din nou pasul în politică după ce v-ați ales acești 2 ani să fiți departe și să fiți un fin observator și, așa cum ne-ați obișnuit, un foarte bun administrator al comunei dumneavoastră? Da, e simplu și vă spun în cuvinte... Povestea pe larg, așa, în cuvinte, ca să aflăm. Ce m-a determinat? Eu niciodată n-am plâns că nu am bani. Niciodată nu m-am plâns că mă lovește conducerea PSD-ului. Ei, am răbdat, am mers înainte, am încercat să găsesc soluții, că de-aia am spus la oameni că eu vreau să fiu primar. Niciodată și nu mi-am dorit și de mult timp tot aștept momentul ăla ca primarul să nu mai stea la mâna și la pixul președintelui Consiliului Județean, la președinte de partid. M-a durut când vezi că prim-ministru vine într-un județ și se întâlnește numai cu anumiți primari din partidul din care este. Ori un prim-ministru este prim-ministru tuturor primarilor din Gorj, zicem, dacă al este, românilor. Sau al românilor. Un prim-ministru, când vine și discută într-un județ, trebuie să invite pe toată lumea și toți primarii care conduc unități administrative teritoriale. Ora, atunci, ce mai așteptăm? O să ajungem să împărțim România în 2, poate în 3, o să ajungem să ne luăm pistolul, să ne împușcăm, o să ajungem să luăm sabia. Nu asta e România pe care noi am vrut-o și dumneavoastră și eu. Nu asta e România de la care noi așteptăm. Nu asta e România care trimite parlamentari, europarlamentari, îi trimit și noi, îi trimitem. Iacă, acum am zis, dom'le, dacă eu stau, altul stă, care poate, care încă n-are frică, care este stăpân pe el, ce facem? Ce facem? Vom promite din nou? Vă spun că aveam zilele astea, aveam o analiză a bugetului meu, ăla mic, așa, care mi l-a dat Cosmin Popescu. Și făceam pe 2 trimestre, trimestru 1, trimestru 2, pe impozitul, pe venit din salariu. Și era 2 conturi, 0,4, 0,2, 0,1 și 0,5, cred că. Și după, am 8 miliarde, aia care sunt, care mi-a dat, aia acolo, salarii să plătești, dar tu ce ai? Din 8 miliarde, mi s-au dat 3 miliarde până astăzi. Deci 2 trimestre ce înseamnă? Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, sunt 6 luni, domnule moderator. Din 6 luni, deci s-au dus 5. Și am realizat un procent de 25%. Și pe bună dreptate, nu supărat pe directorul la finanțe, nu sunt supărat pe oamenii finanțelor, dar întreb, pentru că sunt un om întotdeauna, vreau să știu, să cunosc. Și zic, dar de ce? Zic, după ce că odată sunt lovit de partid când împarte, când taie tortul, feria, de ce și ăștia, feria asta mică, nu mi-o dai și mie? Și atunci oamenii au explicat, atâta s-a strâns la bugetul statului, în procentul ăsta, care este dureros. Adică ce înseamnă? Că punem, promitem, hai să le dăm, uitați-vă la salarii. Mă uit și la mine, la ce am văzut acum, că nu mi se dau acei bani, stau și sunt, mi-e frică să, într-o lună, să nu pot să mai dau salarii la oameni. Ce să fac? Să ajung să le duc cu 20, cu 30% salariile? Să le dau 3, 4, 5 afară? Și noi vorbim că creăm locuri de muncă, vorbim că mărim salarii. Uitați-vă la ce s-a întâmplat acum cu
asistenții personale, cu indemnizația lor. Sunt multe primării care... I-a mutat și a trimis la noi, de la bugetul statului. Și le-a dat pe 5-6 luni. Hai că aici o să vină, nu știu cine, poate Codin Popescu, că o să audă ce spun. Și vreau să audă. Pentru că e un om în care am pus multă bază. Este un om în care am investit încredere. Dar m-a dezamăgit. Decât politica, el și cu Weber. Bun, Weber bani e un om de afaceri. El nu am treabă, că Weber pe el interesează, nu știu, ce se întâmplă cu PSD-ul peste 3 ani, peste 4. Nu, pe el interesează ce face acum. E om de afaceri și normal. Gândește să-și strângă acolo. Asta este, dar mă doare când văd aceste lucruri și atunci, hai bă, Ciocea, ieși și tu, spune la oameni, spune gorjenilor că trebuie odată să uităm de pachete, să uităm de promisiuni și să mergem pe oameni. Mă uitam când am fost la Turcen, la Iordache, 500 de oameni angajați. Este, are plus ce, când ați vedea ce are pe acolo, ce a făcut prin cariere, are și cu vânătoarea. Păi, domnule, acest om, m-am întrebat, de ce o veni în politică acum? De ce vrea președinte de partid? Că dacă are și ai bani și ai de toate, probabil a venit și a să gândească că trebuie să ducă acolo sus oameni și el este unul din acești oameni. Și care să se dezvolte care societatea. Să, prin puterea lui de organizator să facă ceva și să ajute și județul și țara. De ce trebuie? Ați văzut-o pe Norica, Nicolae, că dacă îi luăm primul pe liste, sunt oameni. Da. Eu n-am văzut niciodată să fie contra românilor și vocea ei a fost dusă. Asta sunt oameni care trebuie să-i ducem la Bruxelles. Oameni care să aducă plus valoare. Ce înseamnă plus valoare? Să bate, doamne, cât am la transporte? Am 50 de miliarde. Doamne, sunt și eu aici de atâția ani. Dar ce este mai concret și vreau să vă dau un exemplu acum, că am înțeles că este și televizat. Da, puteți să arătați pe camera din fața noastră. Nu arăt, dar cu hârtii care ce zic, cred că e printre primele lucruri care m-au făcut să ies și să nu mai stau în banca mea, să nu stau acolo la murii mei. Da. M-am apucat de agricultor, că am zis, eu nu pot să mă duc în Cârciu, nu pot să fac alte lucruri care nu sunt omenești, pentru că sunt primar. Aveam drumul Logrești, drumul județean 675, Logrești, Bustuchin, Roșia de Amara, de Alimpești, Ciuperceni, de Olteț, care era la pachet pe programul operațional regional prin adresul Vest-Oltenia, era cu drumul Câmpul Mare, Alben-Prigorea, cred că a fost și vine, da. Și este acest drum, nu este biserica aia frumoasă, mare, da. Pe care a făcut-o Porumbița. Și o felicit și o salut că a făcut ceva și chiar dacă i s-a pus în spinare că a cheltuit banii și a făcut, sunt lucruri care se văd, care rămân. Și eram în faza 1, uitați, aici este faza proiectului, faza 1, faza 2. În 2016, la alegeri, după treaba asta, apare o hotărâre și o aveți aici, vă rog să vă uitați pe ea. Da. Și uitați-vă, a inversat domnul Cârciumaru, a făcut la adresul Vest-Oltenia să inverseze aceste drumuri, adică e faza 1, faza 2, adică etapa. Programul acesta financiar este 2014-2020. Da. Uitați aici, unde scrie Gorj. Vreau să citiți, cu voi, ce tare. DG674, Picul Vlăduleni, DG674B, Negomir, da? Menții din Dos. E foarte bine, că tot trebuie să fac, ce scrie aici, faza 1, da? Faza 1, da. Da. În cor 2014-2020. Da. În condițiile, da, în care acest drum, uitați aici, citiți la prima, în 2014, când s-a aprobat de către adres, era în faza 675B, Câmpul Mare Alimpeș, 675C, Târgu Logrești, Percenii de Olteț. Era faza 1? Faza 1, for 2014-2020. Domna lui, pentru că era președinte de partid și președintele și cu funcție, și-a permis în 2016, când eu m-am luat atunci când a fost cu alege, să schimbe această prioritate. Deci ia către Logrești, Bustuchiriu, Roșia, Alimpești, Prigoria, Albeni. 6 localități erau vitregite de gândirea unei persoane cu funcție care merg mai departe că, de ce? Era dreptul să fie și Negomir, nemțenii de sus. Dar de ce am sărit și am sărit la gâtul lor? Pentru că prin schimbarea acestei, în primul rând, acest drum nu se știe dacă mai era bani, era etapa a doua, că nu se știe dacă mai rămân, dar în altă ordine de idei,
puteam să pierdem finanțarea europeană. Ia uitați, vă rog să citiți aici, deci în 23 s-a dat această hotărâre prin care a schimbat faza 1 cu faza 2, spunând că îi voi duce la DNA, că uite, era încă Călinul. I-a spus că dacă în 24 de ore nu revin, de ce? Pentru că se putea pierde finanțarea. Întrucât 5 km, 581 din acest drum, segment pe raza Negomirului, era dat la CEO. Nu mai era în administrarea Consiliului Județean. Și dacă unul ca Ciocea care știa, îi lăsa așa și o dădea când lua bani, când începea lucrurile, se licita, începea lucrurile, să pierdea finanțarea europeană. Plus că era dublă finanțare în condiția asta. Vă rog să citiți, să uitați ce spune aici. Care, pentru că ăștia 5,581 km. Deci, ei spun, au recunoscut după ce le-am spus că da, e de la că se află, că trebuie să facă acte să-i treacă din nou la Consiliul Județean și se modifică din nou faza, etapa, și vine etapa 1 noi și ca să nu, dar după ce a trebuit să sân la gâtul lor să-i răspund vădura de neapă amândoi. Deci e 5 km jumate, spuneți. Da, ăștia nu aveau, nu mai erau, ei nu aveau voie să investească. Și le-am spus, domnilor, nu reveniți la etapa 1, etapa 2, sau cum vrei să-i spui, faza 1, faza 2, eu Ciocea vădut de la DNA pe amândoi. În 24 de ore s-a schimbat și au schimbat faza. Uitați-vă. Și zice, hârtia la 5 zile, zice, faza 1, DG675C, Târgulești, Pitene de Olteț, da. DG675B, Câmpumarea la Limpești. Pentru că le-am spus că voi îi voi duce la DNA de bună pe amândoi. Spuneți-ne cum a fost campania pentru ALDE, cum o vedeți dumneavoastră ca și om politic cu experiență, cum a fost campania și pe campania? Bun, o să vă spun. Deci, acest motiv, că mă întrebați și vă spun și de el, acest motiv m-a făcut să mă ridic după scaun, să plec din murii mei și să vin să mă atașez unei echipe de oameni care, văzând ce vor, văzând, ia câte, primarul din Rovinari, care toată stima, când vezi ce lucruri frumoase face, locuri de muncă și oraș. Condiții uite-te sociale, la fata de la Turceni, la care, primărița. Doamna Cilibiu. Păi, frate, haide să le ridicăm. Și sigur vor veni mai mulți primari. Că mai am auzit și mi-au sunat. Bravo, domne. Nu putem, ca nu este atât de puternic, dar încercăm să venim după dumneavoastră. Și atunci am spus, bă, dacă au ajuns acești oameni să facă asemenea ilegalități și să schimbe după bunul plac cum vor ei, păi băi, trebuie să le ridicăm în picioare și să ne ocupăm de asta. Și acum vă vorbesc și de campanie. Cum a fost privită de dumneavoastră, cel care ați obținut cele mai multe voturi în 2016 ca și independent? Cum a fost campania ALDE? Deci, ca la toate partidele, nu câteva putem să spunem că momente esențiale care s-au părut mai... Este o campanie, dar ce m-a interesat, organizarea pe care președintele Iordache a făcut-o. Vorbiți despre organizare, vreau. Deci, domnilor, deci are așa un făcut tot o oglindă. El știe, domne, în comuna asta am atât, că nu e 100%, că e cu minus, cu plus, că asta este în sondaje, când faci, când te ocupi de asta. Dar nu numai asta, a și plecat și s-a dus și a discutat de la om la om. A discutat, eram când m-am dus eu de două ori pe la sediul lui, pentru că până a spus-o, nu sunt membru de partid, când trec din prietenie, trec pe la el și găseam numai oameni deosebiți, ingineri, directori. Oameni de afaceri. Oameni de afaceri care, domnule, căstrăniștire, haideți să facem ceva, să schimbăm ceva. Păi, uitați-vă, spuneam și astăzi, mi-amintesc că după ce s-a terminat cu ALDE am fost invitat în sală și după aia am mers domnul Tăricianu cu miniștrii care avea și cu Iordache, cu primarul Rubinar și am fost și eu invitat. Și bă, de către reprezentantul oameni de afaceri s-a pus câteva întrebări și domnul profesor, domnule, vă rugăm, ajutați-ne și pe noi. La modul că am ajuns ca un om de-al meu spătar care eu am o afacere și eu spătar, lucrează 8 ori la mine și la mine să mai poate duce să lucreze încă 4 sau 8 la altul. Dar de ce să lucreze la mine? Să-mi dai șansa să lucreze, că omul e pregătit la mine, e specializat la mine? Și a spus, domnule, chiar știam, chiar vrem să ne luptăm să facem asta. Acum noi o știm. Eu știu și întrebarea și răspunsul. Întrebarea este că de ce? Dar răspunsul pentru ca să ducă cât mai mulți bani să plătești și dumneata odată primul angajat, să plătească și aluat la stat. Deci două impozite. Să plătească două impozite ca să aducă bani la... Păi, bă, frate, nu se face așa politica de guvernare. Eu nu o văd așa, plus financiară, dacă vrei cum vrei să fie. Dom'le, eu nu trebuie să pun biruri pe oameni ca să arăt că am bani și că măresc pensii și asta. Și eu trebuie să vin
întâmpinarea cetățeanului. Toate deciziile mele trebuie să sprijine pe cetățean și să ajute guvernul. Și aici vă dau câteva exemple. Vă rog. Eu, știți bine că am făcut cadastru general, da? Da, ați fost prima comună. Prima comună și sunt, am înțeles că am făcut și Țântărenul și Vasilica, eu, fată deosebită, o colegă nemaipomenită la Țântăren. Acum, problema a fost că prin această legea s-a dat în 2000, legea parcă 105 pe 2015 și curios pentru mine ca primar cu vorba aceea care am citit atâtea legi și citesc că dacă nu citești greșești, spune că un articol că și unitățile administrative care au început proiecte de această, în acest domeniu, li se vor achita la recepție suma conta valoarea contractului. Deci eu începusem cu 2 ani de domnici. Acum, ieri, alantieri, a venit completările la lege, prin care s-a dat drumul iar la să se facă succesiuni, pentru că asta era o problemă. Când a dat legea atunci, dacă trimiți oameni care se duc la Weber, ca ăștia care interesează numai pentru ei, nu o fac cu cap până la sfârșit. Sau mulți alții. Și eu am spus să ieșează în față și eu mai spun de câte ori vrea. El nu mă vrea lângă el. Eu n-am valoare, mă înțelegeți? Pentru că eu împiedic, eu spun, eu vorbesc. Eu nu tac. Și zice, se va plăti de către Guvernul României, bineînțeles, este ANCPI național, care sunt fonduri europene, avem bani acolo, putea să se termine de multe comune, dar asta e. Îi ținem ca să constrângem primarii. Și atunci, a trebuit să plec, am fost la Uniunea Națională a Notarilor Publici de două ori la președinte. Și am zis, domn președinte, nu este normal. Deci eu am terminat în 2017, și am făcut excepția la acest fel și spune că 2 ani beneficiază cetățenii să facă gratis succesiunile. Pe dacă țineți încă 3 luni și încă 3 luni, e o jumătate de an. Deja mai e puțin și se duce perioada de 2 ani. Ce faceți cu acești oameni dintr-o... că trebuia să mai stea acolo că se va acoperi și TVA-ul sau nu? Și atunci notarii n-au mai vrut să facă. Cine plătește TVA-ul? De unde se plătește TVA-ul? Din banii ăștia sau plătește cetățeanul? Și ieri, David, ieri după 3 luni de zi s-a clarificat și mă bucur de asta, că TVA-ul îl acordă tot guvernul. Și am dat drumul asta. La urmă, totuși, nu vedeam că lucrurile nu se mișcă. Mă așteptam să vină multe cărți funciare cu mulți oameni cu acte cu făcute întâi de vânzare, după aceea blocat. De ce? M-am dus la notară și am zis, doamna notar, spuneți-mi și mie, ce măsuri pot să iau eu ca primar să le ușurez oamenilor acestora cât se poate, până la urmă, viața, dar să și putem să facem în timpul ăsta de 2 ani, că după aia plătesc săracii de zărup. Să facem succesiune. Și domnul primar, toți se plâng că au datorii istorice la impozite și taxe. De exemplu, pentru că acum am băgat și amenzile, înainte puteai să-i dai certificatul constatator fiscal, era numai la impozite și taxe, acum și amenzile. Acum știți cum e, că mergeți cu mașina, mergeți pe drum, sunt oameni și oameni polițiști. Ai greșit, la tot pasul poți să greșești. E supărat, alegi mult, e necăjit. Și atunci zic, ce facem? Am chemat oamenii mei de specialitate, secretarul, și am luat aici un exemplu, să vă dau un exemplu. Uitați aici, nu dăm nume că n-avem voie, uitați o valoare acolo în circuită, cât e? 66.000? 6.600, adică 66 de milioane. 66 de milioane. Acest cetățean, după ce am luat măsura de a discuti de majorări și penalități, mai plătește 3, cât e aici? 3.000? 2.940. Plus curentul 3.000, 32 de milioane. Ia cât să reduce la jumătate. Mai mult de jumătate. Da, mai mult de jumătate. Vin, fac cerere, în baza hotărârii am scutit și să fac pe bandă succesiuni. Asta trebuie să facă un primar. Iată, implicarea înseamnă asta e, facilitarea. Cine trebuie să vină? Cornel Popescu sau Weber să facă primar, treaba asta? Din nefericire, da. Timpul s-a scurs. Vreau să un mesaj din partea dumneavoastră, din partea ALDE, pe care îl susțineți, pentru alegerile de duminică. Vă uitați la cameră către cetățenii care vin să... Eu vreau să le transmit ca simpatizant, ca susținător, cum vreți. Ca un politic. Iar ca un om de administrație și politic, încă eu m-am zis că m-am întrebat asta că sunt independent, dar ca om de administrație și simpatizant, să ieșim la vot și am spus-o și o spun, să gândim cu sufletul și cu inima. Să nu ne mai uităm la promisiuni, la pachete,
alea sunt de o zi, de moment. Și haideți, fraților, să votăm oameni de bună credință. Am spus-o și o repet. Ivan Cătălin. Dom'le, mi-a plăcut un om deosebit. Victor Ponta. Toată stima. Uite, ia în PSD, dacă te duci, l-am pe fostul Cristi Pasti, primarul de Cărbunești. Un om deosebit. Iar pe Claudiu, pe Manta. Dom'le, dacă vezi cine vine și te conduce și când ajung la putere, tu îi ridici și îi faci și ei îți dau în cap și te aruncă în coș, atunci, asemenea oameni, trebuie să ne mai votăm. Asemenea oameni n-au de ce să ne conducă, pentru că ei nu se gândesc la noi, la dumneavoastră, la gândurile bune. Eu, pentru ei, haideți să votăm ALDE, am spus-o. Nu știu care va fi viitorul meu politic, e posibil dacă, zicem, ALDE-le nu merge pe linia pe care eu am văzut și care, cum strategia care au, că este deosebit și îmi place, că vreau să atragă oameni, numai oameni capabili, oameni care au făcut ceva în viața lor. Și atunci nu se știe ce e în 2020, dar la europarlamentare acum, eu cred că ALDE-le merită votat și haideți cu toții la vot, Gorjeni, și să dăm schimbări și noi o față a județului. Mulțumim mult, domnul primar Ion Ciucea, vă mulțumim și dumneavoastră. Ați aflat mesajul politic al domniei sale, susținător ALDE, primar de Bustuchin, de mai bine de un sfert de veac. Rămâneți pe postul noastre că aveți ce vedea și auzi. Ne dorim să excelăm în cât mai multe domenii. Cu greu, în fața realității, ni s-au recunoscut meritele. Dominăm piața europeană a porumbului, 15 milioane de tone în 2018, cu mult peste Franța, fostul lider al continentului. Comentatorii din presa Hexagonului recunoșteau, citez, țara lui Dracula vampirizează piața europeană a porumbului, sau cel puțin o domină. Am încheiat citatul. Această vampirizare are o temelie solidă, fermier român, condiții meteo favorabile și finanțare europeană. Putem redeveni grânarul Europei. Subvențiile nu trebuie să scadă și mai ales trebuie să fie egale și pentru Est și pentru Vest. Spațiul Schengen trebuie să ne cuprindă. Îndeplinim toate condițiile impuse de mecanismele europene. Problemele noastre cu intrarea în Schengen apar când refuzăm să ținem cont de cerințele anumitor vectori, cu influență economică pe bătrânul continent și cu interese majore la Marea Neagră sau la porturile românești. Este o adevărată bătălie dusă pe multe planuri. În acest timp, tu ai numărat orele la vamă, ți-ai socotit pierderile, ai calculat timpul cât ai stat departe de cei dragi. Toți ne-am câștigat dreptul de a ne mișca liber, pe două picioare, pe două roți, transportatori sau turiști. Dacă avem aceleași obligații ca națiunile vestului, atunci trebuie să deținem și aceleași drepturi. Standardul dublu nu mai este o ficțiune. Acum, problema este recunoscută oficial în familia Uniunii. Ai dreptul la produse alimentare și medicamente cu etaloane identice de calitate pentru toți europenii din vest sau din est. Nu ești cu nimic mai prejos față de alți europeni. Ai dreptul la produse de cea mai bună calitate, de la detergenți până la electrocasnice. Ți se cuvin servicii la același nivel ca în statele membre. Este obligația noastră să îți apărăm aceste drepturi. ALDE se implică. Balanța trebuie să fie aceeași pentru toți. Erasmus, instrumentul prin care Uniunea sprijină educația la orice vârstă. Este programul care va contribui la atingerea obiectivelor strategice ale Europei. Peste 4 milioane de persoane au avut acces la studii, formare profesională și voluntariat.
Aproape 14 miliarde de euro se vor cheltui prin acest program până anul viitor. Aldeva cere creșterea bugetului alocat acestui program. Vrem ca în el să se implice cât mai mulți români pentru a dobândi noi cunoștințe. Vrem cât mai multe colaborări între școala românească și entități omologe din Uniune. Vrem ca porțile universităților europene să-ți fie deschise. Susținem învățământul pentru adulți dedicat noilor competențe cerute pe piața muncii. Nu te vom lăsa singur. Succesul tău va fi mândria noastră. Este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpină și-ți dă binețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic. Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căi zaiber oltenesc fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean, toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului.